Un slătinean a fost găsit mort într-o parcare de pe platforma industrială de către angajații unei societăți comerciale la intrarea în tura de dimineață. Ei sunt cei care au sesizat situația la 112. La ora 6 și 13 minute am fost solicitați pentru un pacient găsit de cineva căzut la poarta lui IPA. S-a prezentat o mașină acolo, au constatat că este o persoană care nu avea asupra ei niciun act de identitate. S-au monitorizat funcțiile vitale, nu avea activitate electrică, era chiar și în rigiditate, foarte rece, deci decesul s-a întâmplat de câteva ore, probabil. Credeți în experiența dumneavoastră că nu vă pot spune, deci cei care vă pot da mai multe amănunte sunt cei de la medicina legală, pentru că există posibilitatea ca el să fi făcut stopul și pe urmă hipotermie prin înghețare la temperaturile de afară, sau este posibil să fi debutat cu hipotermie și s-a instalat stopul. Bărbatul cu vârsta în jur de 60 de ani nu este un om al străzii. Familia a semnalat dispariția bărbatului, care avea probleme locomotorii, încă de aseară și l-a căutat prin zonă fără succes. Când ați observat dispariția? Aseară l-am căutat pe aici, dar nu l-am găsit. Plecase undeva anume? Nu l-am găsit când am venit de la serviciu, nu l-am găsit acasă. Ce credeți că s-a întâmplat? Avea probleme cu... Cred că i-a venit rău și a căzut și a înghețat. În cauză se fac cercetări pentru a se stabili împrejurările în care bărbatul și-a pierdut viața. În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin Sistemul Național Unic Apeluri de Urgență 112 despre faptul că într-o parcare din municipiul Slatina se află un cadavru înghețat. Echipa operativă din cadrul Poliției Municipiului Slatina s-a deplasat la fața locului de îndată și din primele verificări au stabilit faptul că este vorba de un bărbat de 66 de ani din localitate. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Noaptea trecută la Slatina, mercurul în termometru a coborât până aproape de minus 13 grade, susțin meteorologii. A fost cea mai scăzută temperatură nocturnă din această iarnă.